Mare a fost mirarea locuitorilor din Tabaci să-și vadă cartierul luminat artificial în plină zi. Toate becurile instalate pe stâlpi au fost aprinse duminică după amiază, cu toate că era plină zi. Situația nu a fost unică. Nu e corect, dar probabil că o fi vreo greșeală sau nu știu, n-am idee. Că n-are niciun rost să stea aprinse în cursul zilei. E bine să facă economie. Ziua mare stăm cu becul aprins. Și nu e prima dată. Nu e prima dată și aseară și stau cred că toată ziua, am impresia, nu știu. Noi, ar fi cineva să ocupe de treaba, să oprească la timp. Indignați de risipa de energie electrică, oamenii au anunțat autoritățile, însă măsurile s-au lăsat îndelung așteptate. În tot acest timp, cetățenii s-au tot gândit cine va suporta plata facturii cu energie risipită. Cine să plătească? Noi, cetățenii, prin taxe și impozite. Dacă ar fi grijă la primărie, ar reuși să meargă cu ele când este negură, nu acum și dimineața, de multe ori până la 10 este lumina pornită și te întreb cine a murit că de ard becurile. La ei, pâinea la ei, cuțitul ei, îi taie ei, fac. În cele din urmă și-a făcut apariția un angajat al firmei care a concesionat serviciul public de iluminat. Explicația, o defecțiune la panoul electric. O jumătate de oră a fost aprinsă, o defecțiune la... A fost o defecțiune la panou? Da, da. Și s-a remediat? Ce defecțiune a fost? S-a remediat. Decada de timp de la întâi ceasul programatorul, decada după întâi s-a decalat cu o jumătate de oră, o oră. L-am programat și o să pornească la timp. În mod normal, becurile ar trebui să se aprindă de acum înainte în cartierul Tabaci la ora 17:30, dar cine știe ce surprize vom avea.